Este pentru a treia oară în acest sezon când Buzăul primește vaccin antigripal. De această dată, Ministerul Sănătății a trimis peste 10.000 de doze cu ser pentru imunizarea persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire. Cele 10.990 de doze vor fi destinate personalului instituționalizat și personalului medical din toate unitățile sanitare. Următoarea tranșă va fi pentru pacienții cronici și apoi se vor primi dozele pentru pacienții în vârstă de peste 60 de ani. Buzăul a mai primit până acum aproape 9.000 de doze de vaccin antigripal pentru imunizarea copiilor cu vârste între 6 luni și 5 ani. Pentru sezonul rece 2020-2021, Ministerul Sănătății a achiziționat 3 milioane de doze de vaccin antigripal, o cantitate dublă față de anul trecut, în vederea imunizării unui număr cât mai mare de persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire. Este vorba despre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, cu boli cronice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical și gravide.